Bună ziua tuturor! Acest videoclip este să vedem mesajul persoanei la care voi vă gândiți. Deja v-ați obișnuit cu acest tip de videoclip și se pare că vă și place. Și așa că am decis să-l fac din nou. Doar că de această dată mai adaug ceva în plus. Mai am și borcanelul, următorul său pas. Voi extrage prima dată din mesaje și după din următorul său pas să vedem exact ce vrea să le spună persoana respectivă. Încercăm să le combinăm, să vedem ce iasă. Ok. Avem 5 variante. Varianta numărul 1, varianta numărul 2, varianta numărul 3, varianta numărul 4 și varianta numărul 5. O să vă rog să vă alegeți una dintre cele 5 variante cu care considerați că rezonați mai bine și să le ascultați. Sau, dacă nu vă puteți hotărât, pentru fiecare variantă puteți să vă gândiți la câte o persoană și să ascultați toate variante. Cum vă doriți voi. Iar eu, între timp, am să încep cu prima variantă, și anume ucica roșie, să vedem ce și-ar dori această persoană să vă spună. Avem două bilețele și anume, îmi mai poți acorda o șansă? Și bilețelul numărul 2, mă gândesc la noi. Iar acum am să extrag din bocanul de următorul său pas să vedem ce vrea să ne zică. Aici a ieșit un singur bilețel și anume, vreau să-ți ofer un cadou. Da? Deci, își dorește să vă facă un cadou. Acum depinde de voi dacă îl primiți sau nu îl primiți. Cât de rău v-a supărat această persoană. Și am să trec la varianta cu numărul 2. Hai să vedem ce vrea să vă spună această persoană. Și aici văd că avem tot două bilețele. Nu știu pe cine să cred. Ți-ai făcut așteptări. Eu trăiesc momentul. Și o să mai vedem și de la următorul său pas. O să vedem. Următorul său pas. Te voi bloca. Este o persoană destul de ciudată. Ok. Asta în cazul în care nu v-a blocat deja. Bun. Hai să mergem mai departe. La ucica alb cu flori roșii. Hai să vedem ce mesaj ar dori să vă transmită această persoană. Se pare că la toată lumea iasă două bilețele la mesaje. De această dată. Mi-am găsit pe altcineva. Și mai avem un bilețel. Nu știu ce vreau. Bun. Și să vedem și la următorul său pas. O să încerc să țin de bocan, să fac prea mult zgomot. Bun. Hai să vedem. Următorul său pas. Dureri de spate. Cam doare spate. Să cam baită. Și mai avem un bilețel. Ultimat. Adică, de această dată, dacă se reîntoarce la voi, vă dă un ultimat. Bun. Și am să trecem și la varianta cu numărul 3. Să vedem ce și-ar dori să vă spună această persoană. Ce și-ar dori să vă spună această persoană? Voi ar dori să vă spună mai multe lucruri. Să vedem care sunt acestea. Nu pot avea încredere în tine. Încerc să mă regăsesc. Aștept să dau un semn. Să dai un semn, da? Adică tot voi ar trebui să faceți primul pas. Pentru că această persoană așteaptă.
și nu mi-am dat seama cât te-am rănit. Și am să trec și la următorul său pas, să vedem care va fi, dacă va fi. Voi apărea din senin. Deci această persoană nu are de gând să vă spună când apare. Bun, și am să trec la ultima variantă și anume Ulcica Neagră. Hai să vedem mesajul acestei persoane la care voi v-ați gândit pentru Ulcica Neagră. Nu mă pot ierta pentru ce am făcut. Știu că suntem meniți să fim împreună. Deci această persoană stă liniștită pentru că, așa cum spune, consideră că până la urmă tot veți fi împreună. Și să vedem și următorul său pas. O să te contactez de pe un cont fals. Și mai avem un bilețel. Îți voi scrie. Cam astea au fost mesajele și gândul pentru următorul său pas. Sper că au fost informații utile și vă place acest tip de etalare. Eu vă mulțumesc că m-ați ascultat și vă doresc o zi cât mai frumoasă în continuare. La revedere!